Eram la pasul numărul 2, da, credința. Eram la credință. Credința e foarte importantă, da? Pentru că dacă în interiorul meu nu cred sau mai mult sunt convins că ceea ce am făcut nu merge, ei bine, englezii spun self-fulfilling prophecy. Nu merge. Da? Și atunci cum fac să cred? Da? Este foarte important să aplicăm 3 pași. Ca să poți să ai o credință de neclintit în interior, trebuie să ai o curățenie interioară de neclintit. Curățenia asta sigur că nu presupune nici să fii pustnic, nici să stai să faci rugăciuni non-stop pe zi. Dar e ideal un mic ritual matinal, indiferent de ora la care vă treziți, și care în timp, credeți-mă, vă crește tot ceea ce e bun în interior, inclusiv credința. Și ritualul ăsta este respirația solară. Pur și simplu dimineața, după ce ne-am spălat pe față și așa mai departe, la o fereastră, în curte, afară, în parc, oriunde, putem să vedem cerul liber, da? Cu brațele larg deschise, inspirăm și ne imaginăm că inspirăm toată lumina, puritatea, curățenia și frumusețea soarelui. Expirăm și ne imaginăm că expirăm tot ceea ce este impur și orice piedică din calea manifestării fericirii. Și facem 7 astfel de respirații. Îți dai seama, durează câteva secunde. Este un nimic. Ei, din prima, dar și în timp mai ales, acest exercițiu va avea un efect extraordinar în corpul nostru. Și cred că și revigorant. Revigorant, cu siguranță. Sigur, seara nu putem să-l facem pentru că e întuneric și nu avem cum să respirăm soarele. Seara, de obicei, făcând o paranteză, pentru cei care suferă de insomnii, spre exemplu, sau au probleme cu somnul, cu patul, cu, nu știu, fusul orar, da? Poate să facă respirația lunii. Tot așa, ieșim afară, pe fereastră, în curte, ne uităm la cer. Chiar dacă stelat, e norat și nu e... Nu contează, energia. Și vedem luna. Nu contează. Da? Și ne imaginăm cum inspirăm energia lunară și expirăm tot ce înseamnă excesul ăla de yang, excesul de activitate, excesul de mișcare, de 7 ori. Și să vedeți cum în câteva minute adormiți liniștiți. Da. Deci ăsta e al doilea pas, partea de credință. Iar al treilea pas și ultimul, aș spune eu, și cel mai important este să ne luăm puncte de referință. Pentru că în momentul în care avem un succes, în momentul în care reușim să manifestăm ceva, avem o stare, avem o emoție, avem un feeling, acel feeling de excitement, de extraordinar, ce mișto. Asta și ne conectăm la starea aceea. Exact. Este fundamental necesar să ne luăm puncte de referință valide și etern crescătoare. Ele trebuie din ce în ce, pe măsură ce practic exerciții, punctul ăsta de referință să fie extrem de mare. Și știți de ce? Pentru că marele secret e că la un moment dat, și toți cei care veți practica veți ajunge la acest moment dat, mai devreme sau mai târziu, este suficient doar să vrei și să te conectezi la starea aia interioară și se întâmplă. Da? E, la început e mai dificil. De ce? Pentru că nu avem etaloane, nu avem treptele. Suntem ca un copilaș care încearcă să meargă, dar el nu are un etalon, nu știe exact pe unde să o ia. Da? E, dar pe măsură ce observăm, uite domne, azi am găsit loc de parcare, mâine am avut verde la semafor, poi mâine am câștigat la loz în plic, știu eu ce s-a întâmplat, punctele astea de referință devin mult mai... Adică puncte de referință obișnuite, nu ceva wow. Obișnuite, dar să ține minte emoția pe care am simțit-o, pentru că să știi că podul dintre noi și universul invizibil este lumea mental-emoțională, nici măcar lumea energetică. Multă lume zice, domne, totul e energie. Da, domne, totul e energie, totul e informație. Însă energia se mișcă unde vrea mintea noastră și este în curgere și flux continuu în funcție de emoțiile noastre. Și cum modelăm această energie ca să ne materializăm dorințele? E o întreagă artă. Uite, vreau să vă mai învăț un exercițiu. Așa. Apropo, dacă vreți să adăugăm și partea de energie. Pentru dorințe mici, mari, nu contează, putem să luăm un picuț din energia noastră, să o combinăm un picuț cu energia Universului și să o trimitem așa ca pe o bilă de energie, să adune tot ceea ce e necesar în Univers și să întoarcă către și noi. Și cum facem Uite, asta? Uite, facem în felul următor. Deci, în primul rând, trebuie să am intenția foarte clară, trebuie să știu exact ceea ce îmi doresc. Da? Trebuie în mintea mea să-mi creez o imagine foarte clară a ceea ce îmi doresc. Da? Imaginea asta să fie asociată, adică o văd prin ochii mei. Nu o văd din exterior, mânuțele le țin ca și cum aș avea între mâini o minge de ciofia. Îmi doresc o excursie în Bora Bora, să zicem, o excursie vacanță. În Bora Bora. Hai să o manifest, că tot n-am fost așa, în Bora Bora. Nici da? Bun, te poate merge. Te bag aici. Așa. Okay. Fiane. Bun, și am imaginea mea, mă văd în excursia respectivă în Bora Bora. Da? Și cu fiecare respirație îmi imaginez lumină.
aurie, care începe să țâșnească din palmele mele și se adună între ele, ca și cum s-ar forma ușor, ușor o bilă, o sferă de lumină. O paranteză aurie. Mică vreau să fac. Nu trebuie să fii inițiat ca să faci Doamne acest ferește, exercițiu. Doamne ferește, oricine care se uită poate să facă, pentru că toți suntem vii. Și dacă suntem vii, avem energie vitală și Duh Sfânt. Și e suficient. Da? Sigur, orice să nu se inițiat, înțeleagă că este un exercițiu pentru practicanții Reiki și așa mai departe. Oricine. Nu. Așa. Bun. Și adunarea asta de energie o fac în măsura în care am în minte acea idee, acea imagine a excursiei din Bora Bora. În momentul în care biluța asta a început și a crescut, mulți o să simțiți la mână anumite furnicături, o presiune, o căldură, căldurică, o răcelucă, depinde de persoană. Da? Și în momentul în care s-a ajuns la acea senzație, pur și simplu îmi imaginez că suflu din capul meu acea imagine în bilă. Pur și simplu am suflat. În momentul în care suflu, vârful limbii mele să fie ușor în cerul gurii în spatele incisivilor, da? Este o poziție inițiatică care unește două canale fundamentale din corpul nostru de energie și atunci imaginea practic se transformă în energie pe care chiar o suflu în acea biluță. Da? Și am suflat în acea biluță și acum nu mai văd imaginea în capul meu, văd imaginea în această sferă de energie luminoasă strălucitoare. Și apoi, un penultim pas, îmi imaginez cum cu fiecare inspirație, biluța asta acum nu mai ieșe energie din palmele mele, ci absoarbe energie de jur împrejur, din întreg univers, de la sori, de la stele, de la planete, de la arbori, de la apă, de la aer, de la elemente, de peste tot. Da? Și biluța asta începe să se mărească și să devină foarte complexă și voi ști intuitiv în momentul în care e gata, durează probabil un minut, două, și în momentul în care este gata, ca și cum am o bilă, o mingiuță, o arunc în univers. Și în momentul în care am aruncat-o, ea devine un magnet, se duce pur și simplu și caută persoane, caută situații, oportunități, energie, informație și ce crezi că face? Vine și ți le aduce. În manifestare. Da? După ce am aruncat această sferă în univers, mai trebuie să facem ceva? Absolut, mai lucrăm la această dorință? Trebuie să stăm în plușul mental pe care l-am creat și în acel confort, având starea de credință, atenție, nu de convingere prostească, ci de credință, de deschidere și de receptivitate și o să ajungem un pic și la receptivitate și să vedem cum apar ceea ce noi numim coincidențe. Sau sincronicități. Sigur, nu e. Coincidență, mie nu-mi place termenul, e prea psihanalitic pentru gustul meu. Da? Și atunci sincronicitate nu-mi place, pentru că lucrurile astea sunt doar semne că ceva se întâmplă. Da? E ca atunci când ai o răceală. Dom'le, răceala nu trece așa. Răceala trece gradual și ai primele semne. Uite, azi nu mai am nasul înfundat. Știi, e un semn bun. La fel și aici în manifestare. Se întâmplă divers. O să facem acest exercițiu să ajungem în Bora Bora. Așa. Vorbeam de planul energetic. Din planul acesta energetic se poate influența planul fizic, planul material? Da. Există un curs al lucrurilor. Aici vorbim de cabală, că tot e iubirea mea. Și la început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Deci la început era cuvântul, era intenția. Și Dumnezeu a spus vorba să fie lumină și a fost lumină, energia. Deci, intenție, minte, energie. Și Dumnezeu a despărțit pământul de ape, materie. Da? Deci circuitul este simplu și apare în primele rânduri din Geneză. Intenție, minte, energie, materie. Deci ca să influențez materia, sigur pot folosi energia. Dar ca să fiu un adevărat maestru, pot să influențez și energia folosind mintea. Și ca să fiu de-a dreptul iluminat, pot să folosesc doar intenția. Crezi că Iisus Hristos stătea și făcea tehnici? Nu. El era și este la un nivel la care pur și simplu vrei și este. Puterea intenției este aceeași pentru toți oamenii? Nu, din păcate. Dar potențialul la intenție este același pentru toți oamenii. Chiar Iisus, dacă tot ne-am luat de El, toate acestea și mai presus decât acestea le puteți face. Dacă veți, crede, zice clar, acolo, negru pe alb. Toți avem potențialul. Însă, vă spuneam la începutul emisiunii despre echilibru interior-exterior, care e, sigur, poate vom face o altă emisiune despre cum ajungem la acest echilibru. Sigur că da. Pentru că atunci când avem dezechilibre înăuntrul nostru, atunci puterea intenției și a credinței și a statorniciei noastre mentale scad.
în funcție de ce se întâmplă în politică, în economie, griji, prețuri, salarii, pensii, bla, 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 toate prostiile care se pot întâmpla în jur și care nu mă implică în mod direct, dar consecințele, tot ceea ce exterior, mă afectează și atunci nu mai am cum să am intenția la o asemenea putere. Intenția, țineți minte, dragilor telespectatori, e ca un mușchi. Se lucrează. Așa cum mergi la sală să lucrezi mușchii, intenția trebuie lucrată. Eu nu am zi de la bunul Dumnezeu în care să nu aplic de ță ori intenția mea pentru diverse lucruri. De la niște lucruri absolut mărunte și penibile, până la lucruri care chiar sunt deosebit importante. Și cum facem asta? Cum dezvoltăm puterea intenției? De la primul moment din zi în care am făcut ochi. În momentul în care am deschis ochii, la început o să-mi impun, după aia o să devină natural, zâmbesc. Zâmbesc și spun, vai... Chiar dacă în interiorul meu mă simt trist, da? Zâmbesc.